Bine ați venit la Trenul Tineretului. Astăzi marcăm Ziua Internațională a Tineretului, care este marcată de către Organizația Națiunilor Unite și statele membre de pe întreg mapa mondul. O zi dedicată tinerilor din Republica Moldova, în care noi, de la nivel central, dezvoltăm un program foarte important pentru Republica Moldova, și anume Capitala Tineretului. De aceea, nu întâmplător, trenul merge la Ungheni, în cadrul programului Capitala Tineretului, unde vom marca și vom sărbători cele mai importante activități dedicate tinerilor în contextul Zilei Internaționale a Tineretului. Acest briefing de presă și acest eveniment este organizat de către Agenția Națională pentru Tineret, Ministerul Educației și Cercetării și Fondul ONU pentru Populație. Acest parteneriat vine, de fapt, să susțină participarea tinerilor, dezvoltarea tinerilor, încurajarea organizațiilor de tineret de a deveni mai puternice și mai capabile de a realiza inițiative de tineret. La fel, vine să îmbunătățească programele de dezvoltare a centrelor de tineret în Republica Moldova, precum și a crea parteneriate atât la nivel național cât și local. Acest briefing de presă este unul scurt, datorită faptului că trenul va porni la 10:55 de minute spre Ungheni, iar alături de noi avem pe Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, pe care îi oferim un cuvânt de salut. Bună ziua tuturor și felicitări cu ocazia Zilei Tineretului. Zic tuturor pentru că tinereța nu este despre o dată în calendar, tinereța este despre o stare de spirit. Și noi astăzi celebrăm în primul rând energia, pozitivismul, creativitatea, dorința de schimbare, idealismul tinerilor. Și astăzi, inclusiv peronul acestei gări, se simte foarte bine această energie și dorință de implicare. Noi avem o misiune la Ministerul Educației și în Guvern de a face tot posibilul pentru a convinge cât mai mulți tineri din Republica Moldova să se realizeze aici acasă, să aleagă să-și creeze familii, să se angajeze, să se realizeze în calitate de profesioniști în țara noastră. Mai avem foarte mult de lucru, cu siguranță, dar aș vrea să punctez câteva aspecte care s-au schimbat în ultimii 2 ani și cred eu contribuie la o mai mare implicare și realizare a tinerilor în Republica Moldova. Am reușit să creăm pentru prima dată o alocație de 1000 de lei pentru toți copiii sub 2 ani. Asta înseamnă sprijin financiar adițional pentru tinerile familii. Am reușit să asigurăm partajarea concediului de îngrijire a copilului între mamă și tată, în măsura în care își doresc ei, ca să asigurăm o mai mare participare a taților în familie și în același timp să susținem tinerile familii ca să poată să ajusteze graficul de lucru conform necesităților personale. Au fost majorate bursele pentru sportivii de performanță, ceea ce este un testament a aprecierii noastre pentru efortul pe care îl fac. S-au lansat programul Startup pentru tineri, care vine în susținerea tinerilor antreprenori, în așa fel încât cei care au idei noi, care au ambiția de a deschide o afacere, să poată să o facă. A fost lansat programul Voucher Cultural, care este relevant pentru multă lume de aici. Deci toți cei care împlinesc 18 ani au ocazia să intre, să-și ia acest voucher și să valorifice pentru un program cultural care și-l doresc, de la procurarea unei cărți până la participarea la un spectacol. Și toate aceste lucruri au fost realizate în 2 ani de zile. La Ministerul Educației s-au investit peste 300 de milioane de lei în renovare de universități, în renovare de cămine, de școli profesionale. Ne bucurăm că săptămâna aceasta am semnat un memorandum adițional cu Banca Mondială, din contul căruia o să putem să mai renovăm 15 școli, grădinițe, să construim 3 licee noi în țara noastră, în așa fel încât să asigurăm condiții bune de studii pentru toată lumea. Felicitări încă o dată! Astăzi celebrăm energia pozitivă, astăzi celebrăm creativitatea, și vreau în mod special să-i celebrăm pe sportivii noștri, care anul ăsta au avut și o să aibă cele mai bune rezultate din istoria Republicii Moldova din punct de vedere a medaliilor. Să celebrăm olimpicii noștri, care ne reprezintă de fiecare dată cu multă demnitate la olimpiadele internaționale. Să celebrăm voluntarii noștri, din care sunt mulți astăzi aici,
care dedică din timpul lor pentru a face o schimbare în comunitățile care sunt, artiștii noștri tineri și toți tinerii care se implică și pun umărul la aceea ca Republica Moldova să fie o țară mai frumoasă, mai energică și mai dinamică pentru noi toți. Felicitări și vă așteptăm în Ungheni, în capitala tineretului din 2023. Mersi! Mulțumim pentru mesaj, pentru încurajarea tinerilor și pentru a-i motiva să facă mai mult în Republica Moldova. Apropo de tineri, încă o dată, ca să reamintesc, aici avem tineri care reprezintă consilii de tineret, organizații de tineret, centri de tineret, centri de sănătate prietenoase tinerilor, lideri de tineret. De aceea suntem foarte bucuroși că o să mergeți cu noi la Ungheni. O investiție foarte importantă adusă pe partea de sector de tineret, dar în special pe partea de centri de tineret, de lucrători de tineret și susținerea diferitor inițiative de tineret la nivel local, este realizată în baza parteneriatului dintre Ministerul Educației și Cercetării, Agenția Națională pentru Tineret și Fondul ONU pentru Populație. De aceea, în acest context și partenera acestui eveniment dedicat Zilei Internaționale a Tineretului este reprezentanta a Fondului ONU pentru Populație în Republica Moldova, reprezentanta rezidentă în Republica Moldova, doamna Nighina Abazada, pe care o invit cu un cuvânt de salut. Yes, very good morning to everyone. I see that a lot of energy floating around, so it's very nice to share this energy with you guys. O foarte bună dimineață tuturor și văd atât de multă energie pe această platformă și e o plăcere să pot să împărtășesc această energie cu voi. So, dear minister, director of the youth agency, it's my pleasure to be here today to celebrate together with you the International Youth Day, which is today, 12th of August. Mult stimate domnule ministru, reprezentanța presei tineri, este o plăcere pentru mine să fiu prezentă astăzi cu dumneavoastră să sărbătorim Ziua Internațională a Tineretului la 12 august. So youth comprises at least half of the population of the planet. So this already speaks about by itself that how important young people are, and International Youth Day was specifically commemorating the challenges that young people are facing, the energy, the inspiration could be taken from young people. So this is about you, young people, today. Jumătate din populația lumii este de fapt tineret, de aceea înțelegem că este o categorie de populație extrem de importantă. Și, în general, Ziua Internațională a Tineretului a fost creată în mod specific pentru a onora această generație, pentru a discuta despre provocările cu care se ciocnesc tinerii și tinerile și energiile, adică este o zi despre voi. So, this youth train, is a kind of a symbolic option of commemorating or highlighting young people as agents of change, to draw attention to this of the society, to needs of young people, to the to the potential of young people, because you are shaping the future of Moldova. Și acest tren al tineretului pe care îl vedem este un simbol care vine să vorbească despre tineri și în calitate de agenți ai schimbării, are drept scop să atragă atenție la necesitățile tinerilor și tinerelor, la potențialul pe care îl au tinerii și tinerele, pentru că voi sunteți cei care modelați viitorul. So I'm wishing you the good success and good travel to Ungheni and have very nice events in Ungheni, commemorate your energy, your potential, and be active in the society, because everything depends on you, actually. The future depends on you. Thank you. Și de aceea vă doresc tuturor mult succes, vă doresc drum bun spre Ungheni și sper că la Ungheni să sărbătoriți această zi, energia voastră, potențialul vostru, participarea voastră într-o societate activă, pentru că voi sunteți viitorul. Thank you. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Acesta a fost briefingul nostru de presă înaintea plecării la Ungheni.
Dar înainte ca să mergem în tren, pentru că probabil în vreo 5 minute deja încet o să ne îmbarcăm, trenul va fi unul dinamic, plin de activități, cu moderatori, interactiv, în care tinerii până la Ungheni să-și petreacă timpul foarte calitativ și într-un proces de învățare. De aceea îl invit pe Vitalie Cârhană, care va facilita mai multe activități în cadrul traseului nostru și el ne va da mai multe detalii. Salut tare la toți! Încă o dată spuneam că în fiecare vagon va fi câte un facilitator, eu, Elena, Petru și colega noastră, Sanda, care vor facilita activitatea și interacțiunea voastră în vagon cu alți tineri și semeni. De aceea, în momentul când vă urcăm, veți avea un spațiu de respiro de vreo 15-20 de minute, iar apoi atrageți atenția la unul din noi ca să dăm start activităților interactive. Mersi mult!